Știu că, fii atent, știu eu un loc foarte interesant, la doi pași de București, unde activitățile astea se desfășoară în așa fel încât să ia să câștigați și părinții. Uite, acolo e Damiana chiar acum. Bună dimineața, Dami! Neața! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, vă spune și Coco și toate domnișoarele aici de față, Coco? Dar bineînțeles și copiii și mai ales Ioana, care și ea are un Coco al ei. Da, bună dimineața, bine ați revenit la noi! Astăzi avem parte de tot felul de activități, cum spuneați și voi, pentru cei mici. Și cei mici deja s-au apucat să adune, să culeagă ouă, să afle despre găini. Tu ce faci acolo? Ai o discuție cu o găină? Ce se întâmplă cu tine? Micuțo? A, da? A, da. Ia uite, arată la camera acolo. Ce e acolo? E proaspăt? Ia zi, Ada. Ou. Ou, și e proaspăt? Acesta este un ou. Extraordinar. Și acum noi o să mergem mai departe, pentru că trebuie să vă arătăm că locul unde suntem este un loc absolut minunat, unde, de unde copiii pot învăța foarte multe lucruri, iar părinții cu siguranță că îi pot lăsa fără niciun pic de griji, nu-i așa? Corect, da. Lor le place foarte mult, de aceea am și schimbat tematica. Înainte era pictat cu maci, după cum știți. Acum am creat așa un stil mai vintage, shabby chic, cu lavandă. Am făcut albinuțe pentru ei, pentru că le place foarte mult să vină să culeagă ouăle și să le hrănească. Și așa că o să mergem mai departe să vă arătăm și să le hrănim. Ada, vii cu mine? Sergiu, haide să ne plimbăm. Și pe lângă acest lucru, pe lângă faptul că o să hrănim găinile, eu știu că ce... Puiul. Ăsta e un puiuț Wyandot, da, de rasă Wyandot. Și noi am învățat cu copiii săptămâna trecută ciclul de viață al găinii, cum fac ei ou ușor, cum iese puiuțul din ou ușor, nu-i așa, Ada? Da. Ia zi, cum iese? Ce ai mai învățat tu, Ada? Că puiuțul este numai din ou. Ei, na, extraordinar. Și tu câte ouă ai? Te întrebasem și un pic mai devreme. Eu am 7 ouă. Dar știi ce dilemă am eu? Dacă găina neagră face ouă negre. Nu e bine, face ouă albe. Așa ai învățat-o aici, în această fermă, în această tabără? Extraordinar. Hai să mergem mai departe să vedem ce fac și ceilalți copii. Dar spune-mi, te rog, găinile ce spun ele acum? Acum spun, găina, hai să facem niște ouă, că nu mai avem pui. Așa, bravo, da, hai să mergem să gătim. Trebuie să mă ajut un pic aici, da, ia să vedem. Nu chiar de-a locului. O să mergem și o să facem o salată delicioasă. Asta vreau să spun, să le explicăm celor de acasă că... Cei mici aici învață despre tot ceea ce înseamnă și legume și... Da, astăzi este săptămâna legumelor și a fructelor. Învățăm să avem o alimentație sănătoasă și să creștem animale. Lăsăm găinuțele să iasă. Lăsăm să și creștem animale ca să avem și noi ce să mâncăm mai sănătos. Hai să stărgem să facem o salată. Câți copii aveți de această dată în acum în suntem 6 copii, da, suntem 6 copii în acțiune și o să tăiem legume și o să învățăm că legumele au foarte multe vitamine. Așa, da, hai să mergem acolo la doamna Cristina la masă. Dar voi aveți tot felul de alte activități, în fiecare dată creați tot felul de alte povești. Da, noi avem atelierele pentru copii care de multe ori au program zilnic, săptămânal, lunar, unde noi facem diferite lucruri și învățăm pe ei să anumite lucruri. Să taie, să decupeze, să mănânce sănătos, să crească animale, ce înseamnă, care este ciclul de viață a unei găini, am făcut insectele. Astăzi este și ziua arborilor și noi am învățat că ei ne dau nouă oxigen și trebuie să îi protejăm natura, pentru că natura ne dă plante, fructe și astăzi o să învățăm să gătim. Ia să vedem. Astăzi facem o salată de vară, practic. Da. Cu de toate. Avem aici legume proaspete adunate din grădină. Ia spune, tu ce pui în salată? Vladimir. Ia zi, Vladi. Ce pui tu aici în salată, Vladimir? Că mi-e o foame de nu mai pot. Ia zi. Niște fructe. Niște salată. Salată verde. Bravo. Salată și fructe. Ce e asta? Ce e asta? Un castra? Verde. Bravo, roșii. Și cum îți place ție castravetele? Da. Să aibă coajă sau fără? Fără coajă. Stai că... Tocmai de aceea... Bătaie mare aici pe salată. Da, da. Vă place să mâncați sănătos, nu-i așa? Ce conține salata? Multe? Vita? Bine! Și oul ce conține? Proteine și mulți nutrienți. E foarte bun. O mai știți pe Coco? O grupă de vârstă mai mică, dar în general cam noi
pornim de la 3 ani în sus până la 12 ani. Acolo facem tabere cu copiii mai mari, iar cu copilașii mai mici avem un program așa de mini-grădiniță, unde facem diferite activități. Acum este o grupă, într-adevăr, de 3-5 anișori și ei descoperă, sunt mici exploratori ai grădinii și ale activităților. Dar sunt foarte prinși. Abia aștept să deschid și spațiul acela mai mare, că am înțeles că vă extindeți. Da, da, în viitorul apropiat. Eu mă așez aici la masă pentru că urmează să fiu servită. Cam atât de aici, mă întorc la tine, Laura.